Bună ziua, eu sunt Bogdan și bine ați venit la un nou episod de Școala Rebreanu Stories. Data trecută am fost la un fel de curs unde era mai diferită decât orice altă cursă făcută vreodată de mine. Scuzați-mă. Era foarte ciudată și trebuia să o facem pentru nu știu ce motiv. Ok. Să facem următoarea misiune care se numește Vânătorul Furat. Ok. Ok, deci, fugă Hunterul. Asta este baza militară pe care aici se află Hunterul și din cast se... Aoleu. Văd un soldat acolo sus. Ok, să distrugem asta ca să nu ne vadă. Ok. Să ne uităm și prin prezor. Parcă mai văd pe cineva, dar mai este un soldat acolo. Fix în fața mea, îl vedeți? Ok, cred că nu mă va vedea dacă îl iau pe ăsta. Ok. Uitați încă unul acolo. Misiunea aceasta este... Este mai mult un fel de Assassin's Creed, că dacă pot să spun așa, pentru că dacă mă duc chiar acum, dacă m-aș fi dus din prima să-l omor pe soldatul ăla, ăsta cu lunetă m-ar fi împuscat, dacă intru pe poarta aia unde în CTA 3 este în mod normal o poartă care închide, m-ar fi lovit ăla cu rachete, plus că mai sunt... doi soldați acolo jos care patrulează. Stai să mă duc mai așa. Așa. Uitați pe unul acolo și unul cred că este acum după containere. Ok. Este mai mult... Uitați-l. Este mai mult un fel de Assassin's Creed și... Da, trebuie să aveți mare grijă că dacă unul dintre voi vă vede... Astea au ținta la Aquarity 100, deci nu puteți scăpa de gloanțele lor. Ok, îl omorăm și pe ăsta, îi luăm repede arma și ne uităm rapid unde este soldatul care patrulează. Ok. Să mă pun mai așa. Da, acum... Acum trebuie să mor pe sidul ăla ca să-l omor pe ăla cu lansatorul de rachete. Trebuie să mă grăbesc totuși. Așa. Să mai ocolesc încă puțin.
Încă nu. Să aștept să se întoarcă ăla cu spatele. Asa. Ok. Aoleu, m-a văzut deja. M-a văzut deja unul care patula. Ok, atunci acum să facem. Haideți să cobor și 40 de gloanțe o să vă fie de ajuns ca să omorâți un din ăsta. Trebuie să aveți mare grijă cum vă furisați în misiunea asta. Sau să bag un bug fix ca să... Oh! Hai că bag bug fix. Ok, nu este imposibil să-i omorâți pe ăstea doar prin furisat, dar eu deja am dat greș cu metoda asta, dar... Na. Așa. Ok. Cred că și celălalt știe că sunt aici, dar... Serios. Ok. Acolo este. Ok, să luăm și cu sniperul. Așa. Ok, și ăstea au fost toți soldații, iar acum puteți să furați hunterul liniștit. Da, mai trebuie să pun o literă. Ok, totul se dau ăsta mai încet. Așa, am furat hunterul, nu sunteți urmăriți de poliție. Și acum doar trebuie să-l duceți la heliportul din Francisc International Airport. Sau cum este numit în joc, aeroportul din Mircureațiuc. Ok. Acolo este heliportul. A, grijă. Ok, îl punem frumosel, uitați un om de-a lui Armando, dacă nu mă înșel. Da, este unul de-a lui, mi se pare că este apărut și misiunea în care a murit fratele lui Adi. Ok. Ok, deci se pare că mai avem o treabă la Armando. Ok, dar o să aflăm episodul următor ce ultimă treabă mai are pentru noi. Ok, acesta a fost episodul, de ce mi s-au însumătățit FPS-urile, nu știu. Acesta a fost misiunea și ne vedem la următoarea. Pa!